Salutare, eu sunt Ciprian de la biletumilzilei.com și pentru ziua de joi am ales să-mi despre un singur eveniment care ne oferă o cotă de 2,75. Am ales pronosticul din oferta celor de la Superbet. Este vorba despre meciul din preliminarele Europa League dintre Corvinul Hunedoara și Rijeka, iar pronosticul pe care l-am ales este de la categoria Super Pariuri. Rijeka va câștiga meciul și va avea cele mai multe cornere. Croații, având o experiență superioară și jucători de calitate, vor controla jocul de la început până la sfârșit. Fiind o echipă obișnuită cu meciuri europene, va folosi această experiență pentru a-și impune ritmul și a crea numeroase ocazii de gol. Astfel, presiunea constantă asupra apărării Corvinului va duce la un număr mare de cornere în favoarea croaților. Cu o tactică ofensivă bine pusă la punct și o defensivă solidă, Rijeka are toate șansele să câștige meciul și să domine la capitolul cornere. Aceasta este recomandarea mea pentru joi, ne revedem mâine cu biletul cotă 2 pentru ziua de vineri. Mult noroc și toate cele bune!